România normală începe printre oameni, ca noi, cărora le pasă de viitor. Putem să facem din România o țară normală, în care fiecare se implică, pentru ca normalitatea la care sperăm de atâta timp să se transforme în realitate pentru noi toți. Dragi români, împreună construim România normală. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit în această seară, în prima parte a emisiunii Gorj Obiectiv. Alături de mine în studio este doamna Denisa Șuță, vicepreședinte al Partidului Național Liberal Gorj. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația din această seară. Mai avem doar o zi de campanie electorală, doamna Șuță, înainte de a discuta despre proiectele candidatului PNL la alegerile prezidențiale, domnul Klaus Iohannis. Vreau să-mi faceți așa o scurtă caracterizare vis-a-vis de modul în care s-a desfășurat această campanie electorală. Știți bine și dumneavoastră, știu bine și eu, este cu totul și cu totul atipică. Este adevărat, dumneavoastră, presa ați menționat pe parcursul întregii campanii electorale faptul că este o campanie liniștită. Chiar anostă. Poate vi se pare anostă, dar este o campanie în limitele legii. Știți foarte bine că a fost modificată legea electorală și de câțiva ani campania se desfășoară în acest mod, fără scandaluri, fără, inclusiv în audiovizual, dar și în ceea ce privește afișajul, zonele unde pot fi făcute evenimente de campanie electorală. De aceea a fost o campanie care a respectat legea. Partidul Național Liberal a marjat foarte mult pe ideea discuției directe cu cetățenii. Echipele noastre din toate localitățile județului au mers în fiecare zi și s-au întâlnit cu cetățenii și le-au vorbit despre programul președintelui și despre principiile pe care este elaborat acest program de reconstruire a României normale. Iar pulsul este unul pozitiv. Și ceea ce îmi doresc este să se și prezinte oamenii la vot în număr foarte mare și să voteze așa cum au discutat cu colegii noștri. Nu avem, vă dați seama, emoții, pentru că chiar nu este cazul să avem emoții. Va fi câștigător președintele Klaus Iohannis, va obține un nou mandat de președinte și va începe construirea unei țări normale cu adevărat. Bun, a avut șansa asta și până acum, pentru că este președinte încă în exercițiu. Șansa de a, care, de a contribui construi, la de a construi România normală. Să știți că în principiu pentru marile modificări ai nevoie de o echipă. În momentul în care echipa cu care ar trebui să colaborezi este una care nu-și dorește dezvoltarea României, nu ai cum să o faci singur. Cu atât mai puțin cu cât prerogativele președintelui României sunt limitate, au fost limitate recent, știți, s-a încercat limitarea acestor prerogative recent în ceea ce privește numirea unor funcționari cu statut special. Așa că președintele are rol de reprezentare. În Constituția României el trebuie să vegheze la integritatea teritorială a țării, la ceea ce se întâmplă pe plan extern, practic un rol de reprezentare mai mult diplomatic. Așa că nu poate președintele, pentru că nu are prerogative în acest sens, să preia rolul executivului, care este guvernul și care trebuie să ia decizii raționale, oneste cu cetățenii acestei țări, astfel încât lucrurile să se desfășoare în mod normal. Ceea ce a reușit președintele României să facă în acest mandat este foarte important. În primul rând, a reușit să păstreze România pe calea europeană, pentru că știm că discursurile guvernanților au fost unele eurosceptice, unele chiar obraznice în instituțiile europene.
au reușit abia acum, România a reușit abia acum să numească un comisar european, pentru că propunerile făcute nu au fost unele serioase și au fost refuzate de către responsabilii de la nivel european. De-abia de ieri avem un comisar european în persoana doamnei Adina Vălean, europarlamentar al Partidului Național Liberal, membru al grupului PPE. De asemenea, știți foarte bine că modul în care s-a discutat cu oficialii europeni în privința modificărilor la legile justiției a fost cel puțin unul, să-i zic doar obraznic, cred că este un cuvânt destul de drăguț pe care l-am găsit pentru ceea ce s-a întâmplat în plenul Parlamentului European la Strasburg, în momentul în care responsabilii de la nivelul țării au fost chemați să dea explicații vis-a-vis de modul în care s-a dorit modificarea legilor justiției. Dacă s-a promis la început că se vor face spații conform normelor europene în penitenciare, de fapt soluția a fost aceea de a elibera peste 19.000 de deținuți. Bine. Acum, care erau... Electoratul va taxa aceste derapaje în măsura în care consideră că merită să le cunoască. Noi taxate. De aceea discutăm despre ele. S-au spus la momentul la care ele au fost comise. Să știți că electoratul uită foarte repede și de Bun, aceea acum este bine să nu e momentul ăsta lucrurile. Să amintim, adică nu în cadrul acestei emisiuni, asta se face în emisiune de dezbatere, atunci când participă și reprezentanți de la celelalte partide. Acum, eu vorbeam emisiune despre ceea ce a făcut de promovare președintele electorală, României, care exact. A reușit să oprească aceste abuzuri și este un lucru extrem de important pe care a reușit să-l facă președintele României cu aceste prerogative limitate pe care le are. Credeți că a reușit în condițiile astea, spuneți dumneavoastră, destul de ostile să țină linia dreaptă? Asta am și spus, că este singurul factor de echilibru pe parcursul acestor 3 ani, cel puțin în relația cu partenerii noștri de la nivel european și strategici. Altfel am fi fost într-o situație foarte gravă cu această țară, iar lucrurile încep să iasă la iveală. Ați văzut că deja miniștrii guvernului PNL au încercat la o primă vedere să facă un bilanț în toate ministerele, l-au și dat publicității, iar situația României este foarte gravă. De aceea cred că era absolut necesar să se întâmple acest lucru și cred că președintele României a fost singurul factor de echilibru și care a reușit să țină România pe acest parcurs democratic și european, pentru că altfel situația Bun. Era gravă, foarte gravă chiar. Spuneți dumneavoastră că fără îndoială va ajunge în turul 2 domnul Klaus Iohannis. În acest timp, guvernul Orban sigur are timp la dispoziție, în această perioadă are destul timp la dispoziție sau, mă rog, destul sau mai puțin destul, să ia unele măsuri. Credeți că oamenii vor vota și în funcție de ceea ce face guvernul Orban în în această perioadă scurtă? Da, este evident că oamenii asociază măsurile luate de guvern cu candidatul partidului care deține puterea. La fel s-a întâmplat și cu celălalt partid și cu candidatul celuilalt partid. Celorlalte. Mă rog, celorlalte, dar Așa. Nu Bun. A fost la guvernare decât unul principal. În principalul partid da. Care a deținut Bun. Guvernarea, celelalte partide au fost doar anexe. Este evident că aceste măsuri influențează ceea ce se va întâmpla în această campanie electorală și în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Dar sunt convinsă că sunt măsuri pe care românii le așteaptă. Măsurile care vor fi luate de guvernul PNL, chiar și în aceste condiții de extremă austeritate. În această perioadă trebuie să fie construit bugetul României. Faptul că numărul ministerelor
s-a redus la 16 și se merge cu un guvern pe o structură mult mai suplă, care va și eficientiza modul de lucru în ministere și automat în instituțiile deconcentrate, cred că este o primă măsură eficientă și de eficientizare a ceea ce se întâmplă în administrația publică centrală și evident că în mod piramidal se va răsfrânge și în instituțiile deconcentrate și la nivel județean. Deja aceste angajări pe care guvernul anterior intenționează să le facă după moțiunea de cenzură, după ce practic picase guvernul legitim și democratic în Parlamentul României, au încercat să-și asigure niște persoane din clientela de partid, s-au stopat aceste angajări, inclusiv ieri au fost date astfel de decizii și în Ministerul de Finanțe, pentru că erau scoase la concurs foarte multe posturi de conducere în ANAF. De asemenea, au fost unele demiteri făcute în principiu la companiile din subordine și la agențiile din subordinea ministerelor, de asemenea numiri care făcute de guvernul anterior, care au fost mult analizate de presa centrală și s-a discutat despre ele. Iar în privința reglării lucrurilor pe plan economic, am toată încrederea în ministrul de finanțe Florin Câțu. Este un om cerebral, cu foarte multă experiență la nivel național și internațional și cred că alături de echipa pe care și-o va face în ministerul de finanțe va reuși să regleze într-un fel sau altul lucrurile fără să afecteze în vreun fel veniturile populației. Se mai pune vreun moment în discuție organizarea alegerilor anticipate? Chiar și președintele Klaus Iohannis a făcut referire la posibilitatea organizării de alegeri anticipate, dar, după cum știți, sunt câteva prevederi constituționale destul de greu de îndeplinit în actuala formulă. Noi am spus că susținem alegerile anticipate pentru că și un guvern, ca să funcționeze, trebuie să beneficieze de o majoritate stabilă în Parlament. În acest moment nu există o majoritate stabilă. Știți foarte bine că pentru a trece moțiunea de cenzură și pentru învestirea guvernului Ludovic Orban a fost necesar votul unor parlamentari care nu au făcut parte din partidele care au susținut. Vă referiți la cei de la susținut Pro-România și câțiva ALDE, și câțiva de la și PSD. Câțiva de la PSD, ALDE a susținut moțiunea de cenzură. USR și PSD și Pro-România a susținut moțiunea de cenzură, da, dar nu a vrut mai apoi să participe la fel, și la învestirea guvernului. Nu au, da, au refuzat, da, să ați reușit să-i convingeți voteze. Cumva să destructurați totodată, da, și Pro-România. Intenția noastră nu a fost aceea de a destructura vreunul dintre aceste partide Asta politice. A fost costul. Însă aceste partide politice și-au asumat căderea guvernului anterior. Bun, păi nu poți să lași țara fără să guvernezi. Era clar că în momentul în care ai semnat și ai votat moțiunea de cenzură, trebuie să îți asumi responsabilitatea până la capăt și să investești un guvern. Nu poți să lași țara neguvernată. Iar modul acesta în care a procedat fostul premier este caracteristic, să spun. Adică eu nu uit acea declarație: cu în calitate de premier votez, în calitate de deputat votez împotrivă. Da. Așa că bănuiesc că la fel a fost, s-a dedublat și în acum acest, ai plecat la un turneu de golf, acest, nu ne aude, nu ne vede, da. Și în acest aspect, dar sigur, parlamentarii care au votat învestirea guvernului au dat dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor care i-au trimis în Parlament. Că le-a plăcut sau că nu le-a plăcut componența guvernului sau premierul desemnat, ei au votat cu responsabilitate pentru că țara trebuie guvernată. Nici Partidul Național Liberal nu și-a dorit să vină acum la putere, la fel cum a făcut și USR, care sigur își dorea înlăturarea guvernului anterior, pentru că era evident că aduce dezastru orice zi în plus acelui guvern pentru România.
dar trebuie să-ți și asumi chiar cu niște costuri poate electorale, că de aceea ești în primul rând acolo, nu să câștigi alegerile, ci să iei decizii. V-ați gândit că ați putea deconta această decizie în 2020? Eu am încredere că măsurile care se vor lua vor fi niște măsuri care vor aduce România pe calea cea dreaptă. Am încredere în guvernul Orban și în faptul că toți miniștrii care au fost propuși în acest cabinet sunt oameni foarte bine pregătiți, care au foarte multă experiență și care pot lua decizii. Am încredere în ei. Nu cred că este un ministru despre care se poate discuta la modul negativ în componența acestui cabinet, pe când în guvernul anterior, începând cu premierul, Ok, haideți, numai, gata, doamna Reșuță, vă rog, numai tot, fără atacul negativ la celelalte formațiuni politice. Asta e singura regulă a emisiunii pe care trebuie și vă rog să o respectați. Bun, așa cum spunea și dumneavoastră, este puțin probabil că se vor organiza alegeri anticipate, așa că Partidul Național Liberal are la dispoziție scurtă perioadă, un an, să demonstreze că este un partid care merită și 2020 și să câștige alegerile din 2020. Care sunt domeniile pe care le veți trata cu prioritate? Pentru că nu veți putea să faceți tot, să puneți tot la punct, tot despre care spuneți că este unde este un haos, da? Și va trebui să luați domeniile așa pe rând și să tratați problemele cu prioritate. Ele clar sunt și au fost întotdeauna, ar fi trebuit să fie priorități, sănătatea și educația. Dar situația economică gravă în care se află România a transformat într-o prioritate zero, de grad zero, acest lucru. Bineînțeles că fiind un guvern de dreapta, vom încerca să sprijinim antreprenoriatul, pentru că asta este până la urmă doctrina Partidului Național Liberal, iar antreprenorii sunt cei care aduc plus valoare, cei care contribuie la bugetul de stat și în principal guvernul Partidului Național Liberal susține munca. Așa că vor fi în principiu luate măsuri pentru în acest sens și pentru echilibrarea economiei. Primele măsuri care au fost luate, știți că sunt cele pe care le-am menționat și la începutul emisiunii, privind comasarea unor ministere și eficientizarea administrației publice și, de asemenea, foarte importantă a fost situația care se întâmplă în Valea Jiului, cu minerii care s-au blocat în subteran. Premierul Ludovic Orban a promis că va detenționa această situație și este o prioritate a guvernului aceasta. Ieri înțeleg că s-a stabilit prin să se prelungească acea ordonanță 36, da, dar care vizează mai sunt plățile compensatorii. Mai sunt niște proceduri de parcurs, va mai dura puțin până când se va întâmpla de drept acest lucru și oamenii vor beneficia, la fel cum au beneficiat și colegilor anteriori, de acele plăți compensatorii, da, cei de la CNH și de la Societatea de Închideri de Mine. Am discutat despre un audit atât la nivel intern cât și la nivel extern în ministere și în instituțiile deconcentrate. V-am spus că deocamdată se analizează situațiile de către miniștri la o primă vedere, cel puțin din documente, și așteptăm să vedem ce măsuri vor fi luate. Este de-abia a treia, a patra zi, a doua zi de la investire, și la investire nu aș putea să vă spun concret ce măsuri. Vă pot spune însă principiile la care pe care se va baza această guvernare. Și sunt unele de echilibrare a societății și de intrare în normalitate, de eliminare a discriminărilor din toate
mediile sociale și economice și de asemenea de echilibrarea bugetului statului. Puteți să-mi spuneți dacă în momentul de față pentru complexul energetic Oltenia există vreo, nu știu, spuneați dumneavoastră că se organizează aceste audite, da? Și probabil că și la companiile de stat, nu doar la ministere, evident, și la evident, aceste instituții subordonate. Și la complexul Oltenia ne așteptăm să fie comandat un control, o verificare, un audit, să vorbim de o companie strategică. Ministrul Economiei. Și în momentul de față, viitorul complexului Oltenia este cât se poate de incert. Este foarte adevărat că este, este incert. Ministrul Economiei Virgil Popescu, știți că este din Mehedinți, vine din această zonă a energiei, are contacte cu cei de la Complexul Energetic Oltenia, a avut și anterior, cunoaște destul de bine situația din Complexul Energetic Oltenia. Așteptăm să vedem care sunt deciziile pe care intenționează să le ia în privința complexului energetic Oltenia. Cu siguranță că situația este extrem de dificilă, este o situație pe care noi am semnalat-o. Din nefericire, nu am avut acces și știți foarte bine că nu putem discuta despre transparență nici la nivelul instituțiilor de stat și nici la nivelul companiilor de stat. Nu s-a reușit decât după ce a picat anteriorul guvern să obținem niște documente și vă dau exemplu de un eveniment recent, da, cu Ministerul Sănătății, raportul Corpului de Control la Spitalul Județean de Urgență. Același lucru se întâmplă și la Complexul Energetic Oltenia. Știți foarte bine că deputatul Dan Vulceanu a solicitat inclusiv în scris să meargă să discute cu angajații, a solicitat și alte documente de natură financiară. Până la urmă nu este o societate privată, este o societate în care acționar majoritar este statul român, iar cei din conducerea Complexului Energetic Oltenia aveau obligația de a pune la dispoziția celor care solicită acest lucru, dar mai ales la nivel, la dispoziția angajaților și a cetățenilor acestui județ, aceste documente de natură economico-financiară. Unele lucruri s-au mai aflat, le-a semnalat și dumneavoastră presa, le-a semnalat și noi în conferințe de presă, însă eu am convingerea că situația este mult mai gravă decât cea care a apărut din aceste câteva lucruri care au ieșit la iveală din aceste companii. Bun, noi așteptăm cu nerăbdare să vedem care este situația din CEO, pentru că cu câte persoane vorbim, cu atât mai în ceață ne aflăm, ca să spun așa. Nici acea schemă de sprijin despre care s-a discutat. Știam, atât, da? Nu se cunoaște. Nu se cunoaște, nu se știe care sunt principiile pe care se bazează, ce înseamnă această schemă de sprijin, dacă putem discuta despre un ajutor de stat sau despre altceva, dacă este un document care respectă reglementările europene în vigoare, pentru că știm că discutăm despre niște directive la nivel european prin care nu prea pot fi acordate ajutoare de stat. N-am înțeles dacă se bagă sau nu se bagă în facturile oamenilor și plătesc cu oamenii prostul management de la Complexul Energetic Oltenia, dar sunt convinsă că vom afla toate aceste lucruri și că miniștrii noștri vor ieși în conferință de presă, așa cum au făcut și astăzi, de la toate ministerele și vor spune acest lucru, pentru că transparentizarea este absolut necesară în aceste instituții și noi punem accent pe transparență și pe eficientizare. Suntem la final, doamna Șuț, o să vă rog un mesaj de încheiere pentru cei care ne urmăresc în această seară. Oamenii trebuie să se prezinte la vot, pentru că votul este foarte important. Indiferent ce votează, este absolut elementar să ne exercităm acest drept pe care l-am obținut cu greu și cu jertfa unor oameni în decembrie 89. Și de aceea mă aștept să vină în număr foarte mare la vot. De asemenea, sper să voteze Klaus Iohannis, poziția 1 pe buletinul de vot, pentru ca împreună să putem să reconstruim România normală. Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune. Mulțumesc. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi. Ne revedem în câteva momente. România normală începe printre oameni ca noi, cărora le pasă de viitor. Putem să facem din România o țară normală.
în care fiecare se implică, pentru ca normalitatea la care sperăm de atâta timp să se transforme în realitate pentru noi toți. Dragi români, împreună construim România normală.